Bun găsit tuturor, sunt Raluca Bergea și mă bucur tare mult să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Mă bucur de asemenea să îi revăd și pe telespectatorii postului de televiziune Orion Media, cei care vor urmări această emisiune și vă asigur încă de la început că va fi o emisiune interesantă și asta pentru că invitatul meu de astăzi reprezintă o surpriză în arealul politic local și asta pentru că își dorește să pună țara dornelor pe primul loc și mai mult decât atât să devină o voce convingătoare în deliberativul Consiliului Județean Suceava. Doamnelor și domnilor, astăzi alături de mine profesorul Mihai Cioată, candidat al Partidului Național Liberal la funcția de consilier județean. Mă bucur, domnule profesor, să mă întâlnesc cu dumneavoastră acasă la dumneavoastră. În primul rând, dăm voie să vă mulțumesc atât ție cât și lui Cornel pentru că mi-ați trecut pragul casei și mulțumesc Suceava Live pentru această oportunitate de a mă adresa sucevenilor, celor din țara dornelor și de ce nu chiar și celor care nu sunt în momentul de față în Bucovina, în județul Suceava, dar care ne pot vedea de peste mări și țări și care își vor face o idee despre intențiile mele. Care sunt intențiile dumneavoastră, domnule profesor? De ce intrăm în politică? Lăsăm catedra pentru politică? E bine că ai început și că ai menționat catedra. În 2012 am candidat la funcția de primar din postura de independent și au fost foarte mulți părinți care m-au oprit pe stradă și mi-au spus: domnule profesor, nu te vom vota pentru că are cine să se ocupe de gropile orașului, dumneata trebuie să rămâi în continuare profesor, trebuie să rămâi la catedră, trebuie să ai grijă de copiii noștri. Au fost tare simpatici la modul direct și onest în care au pus problema, pentru că de obicei oamenii îți spun pe stradă: da, 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 sigur o să vă votăm. În cazul meu nu e cazul de a... Nu sunt în situația de a pleca de la catedră. Pentru că dacă aș fi candidat la funcția de primar, dacă aș fi reușit să ajung primar în 2012 sau chiar și anul acesta, când mulți ar fi așteptat să candidez, atunci, într-adevăr, aș fi fost nevoit să plec de la catedră. Din postura de consilier județean, le spun tuturor: oameni buni, dragi părinți, nu vă faceți niciun fel de probleme, mai rămân un mandat de 4 ani și profesor. Apoi voi vedea ce provocări sunt. Draga mea Raluca, cu siguranță că unii care mă identifică ca fiind vocea dornenilor sau o voce a țării dornelor ca om de presă vor fi, hai să nu spunem indignați, dar vor fi poate mâhniți, gândindu-se că va dispărea Orion Media, că nu vom mai avea monitorul de Dorna, Orion TV. Îi asigur pe toți cei care consideră că implicarea mea politică va duce la pierderea unui jurnalist echilibrat, un om care a trecut prin perioada de războinic ca om de presă și a ajuns la o maturitate, o maturitate la care e bine să ajungi și din postura de om politic, la acea înțelepciune pe care eu deja o regăsesc la mulți dintre colegii mei politici astăzi, să le spun că Orion Media merge mai departe. Monitorul de Dorna va avea pe mine doar editorialist, dar nu voi mai face analize politice, nu voi mai fi analistul politic sau al administrațiilor, dar îmi voi păstra editorialul, vom mai avea 1-2 colaboratori pe partea de scris la monitorul de Dorna, vom prelua poate și cu acceptul tău o parte dintre editorialele tale. Doru Bighiu se va ocupa în continuare, ca și până acum, de Orion FM și el va avea mai multe emisiuni la TV. O să-mi lipsească, cu siguranță. Eu sper și am certitudinea că intrarea mea, asumarea unui rol politic, îi va bucura pe foarte mulți dintre concetățenii mei și cei care mă cunosc din țara dornelor, pentru că încă din 2012 mi s-a spus: domn profesor, Mihai,
e greu să câștigi independent o primărie, mai ales că avem acest unic tur de scrutin și am primit multe oferte din 2012 încoace. Am primit din partea ALDE prin ministrul Gerea, Andrei Gerea, când i-am fost consilier personal 6 luni de zile după greva minerilor de la Crucea. Am primit din partea domnului Cătălin Nechifor, dar vă rog să mă credeți, când cel mai important om politic al județului în ultimii 30 de ani, chiar dacă eu îl mai ironizam pe domnul Gheorghe Flutur că a avut și are în continuare putere cât a avut Emil Bobu pe vremea lui Ceaușescu, mi-a făcut oferta de a mă alătura echipei spunându-mi: domnule profesor, nu cred că este cineva care să cunoască mai bine problemele comunităților din Țara Dornei și implicit de la Vatra Dornei, ținând cont de faptul că ați făcut 10 de interviuri cu primarii din fiecare comună în parte. Cred că ai putea să fii o voce a Dornei și a dornenilor în Consiliul Județean și cred că mă poți reprezenta și pe mine cu succes în relația cu toți aceștia. Și pot să spun că da, m-a onorat invitația domniei sale. Ar putea fi surprinzătoare, părea surprinzătoare, pentru că am fost, cred că, cel mai aspru critic. Asta vreau să vă întreb. Trebuie să le răspundem și celor care se vor întreba cum va face domnul profesor echipă cu Gheorghe Flutur în condițiile în care nu odată l-a criticat și da. Trebuie să ne amintim de episodul acela în care dumneavoastră cereați un referendum, exact, să treceți la Bistrița Năsăud doar pentru a nu mai auzi de Gheorghe Flutur pe românește. Da, trebuie să fac o scurtă precizare. Într-adevăr, eu am propus în 2009-2010, după 8 ani în care am simțit o izolare, și anume că granița e la Mestecăniș pentru Țara Dornei. Se oprește la Mestecăniș și atunci am făcut următorul demers. În monitorul de Dorna am început chiar să strângem și semnături conform legii. Lucrul ăsta s-a rostogolit până la presa, în presa națională. Ne-am trezit cu oameni de presă importanți la Vatra Dornei. Singurul om, cu adevărat bărbat, în adevăratul sens al cuvântului, care mi s-a alăturat atunci și care a fost o voce, zic eu, importantă pentru ceea ce reprezenta la acea vreme, domnul Elisei Todașcă. Domnul Elisei Todașcă a venit și a spus că toate argumentele pe care le-am propus atunci erau extrem de pertinente și că noi trebuie să decidem asupra sorții. Tocmai de aceea cred că acel semnal de alarmă a contat pentru domnul președinte Flutur, care era oarecum la jumătatea mandatului. Veneam după 2 mandate ale domnului Gavril Mârza, iar Dorna nu își permitea să rămână doar o stațiune frumoasă pentru politrucii de la județ, nu? Așa s-a întâmplat și în anii 80, din păcate. Așa s-a întâmplat după 90. Și o lungă perioadă de timp. Am avut o discuție cu președintele Gheorghe Flutur atunci și vă spun că, în ciuda asprimii articolelor mele, domnul președinte Flutur a tratat foarte, foarte serios toate mesajele pe care eu le trimiteam spre Suceava, spre domnia sa. Tocmai de aceea nu va surprinde pe nimeni că mesajul meu pentru toți locuitorii din Țara Dornelor este: punem Țara Dornelor pe primul loc. Punem Țara Dornelor pe primul loc pentru că avem un potențial fabulos. Consider că este în continuare neexploatat. Suntem într-un top 3. Țara Dornei, eu consider că este într-un top 3. Poate în ceea ce privește bogăția naturală, și e un pansament sufletesc, ce să mai.
Alpii sunt impresionanți, dar este una dintre cele mai romantice zone din Europa. Și nu o spun doar eu, Bucovina noastră și această țară a dornelor pe care eu o consider pur și simplu binecuvântată de Dumnezeu, care merită mai mult. Când concret, spun... ce vă propuneți, domnule profesor? Pentru că sunt convinsă că ne vor urmări și mulți primari din bazinul Dornelor și sunt curioși să afle ce își propune concret profesorul Cioată și cu ce ne poate sprijini, cu ce ne poate ajuta. Spuneați la un moment dat că n-a avut țara Dornelor poate o voce exact. La Suceava? Da. Poate e nevoie de o voce mai puternică care să își impună un punct de vedere acolo la Suceava, să transmită mesajul primarilor către județ? Ăsta este scopul pe care mi l-am propus din momentul în care am acceptat propunerea domnului președinte Gheorghe Flutur. Am avut o discuție, o primă discuție cu toți primarii din țara Dornelor. Am mers din comună în comună și ai fi surprinsă să afli că inclusiv primarii PSD, cu care am o relație specială, au fost încântați. Pentru că s-au gândit de multe ori că e prea puțin din ceea ce poate să facă județul pentru ei, Consiliul Județean pentru ei. O voce, da. Pentru că, haideți să o recunoaștem, o spunem sincer și cât se poate de direct. Nu doar că suntem colegi și că lucrăm în aceeași breaslă, dar nu odată vocile țării Dornelor ați reprezentat-o voi, cei de la Suceava Live și Orion Media prin Intermedia. Adică noi am scos zbaterea acestor primari și realizările lor. Fiecare cu modul lui de a vedea lucrurile. Altfel, dacă... Dar știți că nu e suficient. Noi putem doar exact. Să semnalăm. Nu avem o putere de decizie. Tocmai de aceea, rolul politic pe care mi-l asum e să duci lucrurile puțin mai sus. Am făcut acest pas spre Consiliul Local. În 96-2000 am fost consilier local independent. Un mandat. Am fost cel mai tânăr consilier local din județ la acea vreme. În 2000 am terminat oarecum dezamăgit, pentru că în ciuda proiectelor de hotărâre pe care le-am și proiectelor pe care le-am propus executivului la acea vreme, puține au fost duse la îndeplinire. În 2001, după ce am plecat din Consiliu, spunând că vine o nouă etapă pentru mine, și anume că voi înființa un trus de presă și din postura de om de presă voi realiza mai multe lucruri pentru Vatra Dornei decât am reușit din postura de consilier local independent. Și pot să spun că am reușit. Cu Orion FM în 2001, când am pornit primul post de radio al Dornenilor, apoi în 2003 bilunarul de monitorul de Dorna, și știi foarte bine cât de greu e să menții un ziar, cum aveți și voi Suceava Live, care este săptămânal, iar în 2004, în decembrie, am dat drumul la Orion TV. Am înregistrat multe succese din perspectiva trustului de presă care poate să schimbe un vot în Consiliul Local, de exemplu, da? Și au fost nenumărate. Poate că n-am reușit cel mai ambițios proiect al meu, să schimbăm mentalități. A fost mult, dar vezi latura mea de profesor, care ridică, își pune niște standarde înalte. Poate aș fi surprins să aflu că s-au schimbat poate și mentalitățile, datorită interviurilor, mii de interviuri, sute de editoriale, mii de articole, au dus toate până într-un punct. Un punct în care, așa cum ai intuit și ai și spus, da, pot reprezenta Vatra Dornei mai bine din postura de om politic la județ, într-un moment în care astrele, zic eu, că se așează destul de bine. De ce considerați asta? Consider că președintele Iohannis nu va mai numi niciodată vreun premier cât până își va termina mandatul, nu cred că va numi vreun premier din opoziție. Cred că după parlamentarele din această toamnă, noi vom avea o alianță de dreapta, PNL, USR, PMP, și cred că, da, până când PSD-ul își rezolvă problemele interne, e nevoie de un partid solid de stânga întotdeauna,
este sănătos pentru democrația noastră în general. Dar ei au problemele lor interne și sunt convins că se vor schimba niște generații, inclusiv la Suceava, la Vatra Dornei s-au schimbat generațiile și cred că cu o guvernare de dreapta, cu doamna parlamentar Angelica Fădăr, fără de care nu aș fi făcut acest pas, dacă nu aș fi avut garanția că am cu cine să comunic pe această axă București-Suceava-Vatra Dornei, nu aș fi făcut acest pas. Cred că e o conjunctură foarte bună pentru Vatra Dornei. L-am întrebat. Primul lucru pe care l-am negociat, în ghilimele, cu domnul președinte Flutur a fost obediența. Nu locul, deși locul 7 este un loc eligibil care mă onorează. Onorabil, sigur că. Este mai mult decât onorabil. Pentru prima dată, Dornenii au doi candidați în primele 7 locuri. Obediența. E foarte greu pentru un jurnalist să facă pasul spre politică. Am văzut Moise Guran, Rareș Bogdan, să-mi dea bunul Dumnezeu arta de a-mi desăvârși arta diplomației, mai ales în relațiile cu colegii din PNL. Colegi din PNL care în momentul de față, atât cei de la județ cât și cei de la Vatra Dornei, au fost foarte încântați de faptul că un om pe care îl consideră valoros a venit alături de proiectul lor. Dar nu este ușor pentru un jurnalist care de foarte multe ori pare un lup singuratic, consideră, are puseuri de poate de ego sau poate căruia este frică să se piardă în masa de anonimi politici. Dar consider că, așa cum spuneam, etapa războinicului trece, vine o etapă a maturității, a înțelepciunii, o etapă pe care văd că o regăsesc destul de mult și la președintele Gheorghe Flutur. L-am întrebat, de ce mai candidați? De ce mai aveți nevoie de un mandat? Ați trecut printr-o boală? Aveți aproape 60-61 de ani. Și mi-a spus, domnule profesor, dacă aș fi avut 4 ani, nu un an, dacă aș fi avut cu guvernul meu, cu propriul meu guvern, mi-aș fi atins toate obiectivele, toate proiectele și mi-aș fi văzut de treabă. Sunt convins că ăsta este ultimul mandat al președintelui Gheorghe Flutur. Văd că se orientează spre o generație de tineri, de oameni din diferite zone ale județului, cu potențial și cred că, așa cum a făcut, dacă tot l-am pomenit pe domnul Elisei Todașcă la Poiana Stampei, cred că și președintele Gheorghe Flutur își pregătește o nouă generație de oameni politici. Iar pe zona Dornelor, văd că, dincolo de doamna deputată Angelica Fădor, care, culmea, mi-a fost elevă, lucru care mă onorează văzând evoluția domniei sale, pot și eu să fiu o voce alături de domnia sa. Și dacă doamna deputat, ca femeie, duce cea mai grea comisie din Parlamentul României, cred că a fost încântată de faptul că voi lua de pe umerii domniei sale și nu va mai fi ea neapărat legătura dintre Consiliul Județean și primăriile din Țara Dornei. E și firesc. E și firesc. Cât poate să ducă un om. Așa că înțeleg postura domnului președinte Gheorghe Flutur și nu zic că este dintr-o frustrare că vrea încă un mandat. Dar se vede ce s-a întâmplat în cele 10 luni de guvernare PNL. Președintele Gheorghe Flutur chiar este în elementul domniei sale. Văd că are un bilanț bun, chiar și așa, cu 3 ani având o guvernare care nu i-a fost extrem de favorabilă. Hai să fim serioși. Chiar și pe vremea domnului Victor Ponta, Suceava nu era foarte iubită. Cum spunea un coleg de la monitorul de Suceava, pe care îl respect tare, tare mult, domnul Avram spunea: acum, cu acest COVID, s-a văzut că județul Suceava nu este foarte iubit la București. Să ne gândim că Bucovina are competitori serioși pe Valea Prahovei și orice mic scandal ar putea să ne pună într-o postură delicată față de opinia publică în general și față de politicienii care nu ne-au iubit.
Revin, când cel mai important om politic al județului din ultimii 30 de ani vine și îți face o astfel de propunere să mă alătur unei echipe și unui proiect, plutind în aer dorința mea de a încerca altceva în afară de ceea ce fac și zic că fac bine ca profesor la catedră, iar despre partea cu presa, eu v-aș propune atât ție, cât și lui Cornel, cât și lui Doru Bighiu, după alegeri, să avem o emisiune, să nu o modereze nimeni, să vorbim din perspectiva oamenilor de presă. Pentru că sunt foarte mulți care nu știu ce înseamnă sacrificiu să menții un trus de presă și cam care este condiția jurnalistului român. Și aici poate se simte sau nu o mică mâhnire a mea, dar sunt convins că voi reveni în presă sau voi continua măcar cu interviurile care să scoată la suprafață anumiți oameni, iar editorialistul nu cred că se va opri aici. Ce pot să spun? Primarii sunt încântați. Ce pot să fac pentru zonă? Da, ați schițat poate un proiect, două proiecte, pentru că vorbim despre voce, dar o voce nu e suficientă. Nu este suficientă. În primul rând, au fost primari care mi-au spus, domnule profesor, au fost consilieri județeni care nu mi-au călcat pragul 4 ani de zile. Așa este, sunt convinsă că n-au mințit. Din acest punct de vedere, eu sper să nu fiu foarte stresant. Dar poate s-au întâlnit la service, de asta n-a trecut. Posibil. În regulă. Posibil. Ideea este că nu-mi venea să cred. 4 ani, niciun consilier județean, niciun, chiar dacă era din partidul tău, să nu mai spun din partidul de opoziție, să nu vină să te întrebe 4 ani, când sunt atât de multe probleme cu care se confruntă primarii, nu odată ați sunat, am sunat, unde sunteți, domnule primar? Vin pe la dumneavoastră, nu, sunt la Suceava. Deci o parte din aceste drumuri la Suceava ar putea fi scurtate, înjumătățite, exact. Printr-un consilier județean care să-și facă cu adevărat treaba, pentru că până la urmă acesta este rolul. De asta avem consilier județean din toate zonele județului, pentru a fi o voce. Știi cum cred eu că s-au dat funcțiile de consilieri județeni până acum, indiferent de partid? Hai să-i dăm și lui ăla ceva. Da. E posibil să fi fost acest mecanism. Adică nu au gândit că pot într-adevăr să ajute administrațiile din Țara Doamnelor. Pur și simplu a fost o recompensă, n-am mai încăput pe listă, nu au găsit vreo deconcentrată, nu? Așa, și să-i dăm și lui ceva. Eu sper că n-a fost cazul, cel puțin la PNL, și să sperăm că nici la care PSD. Va fi primul proiect pe care îl veți propune în Consiliul Județean Suceava? În Consiliul Județean Suceava aș avea două proiecte. Vreau să pentru început. Ca să nu înțeleagă oamenii că doar două. Nu, la nivel județean, stând de vorbă cu maestru Marcel Iureș, cu Claudiu Bleonț, care candidează și el la primăria din Beliș, cu Vlad Ivanov, chiar săptămâna trecută, cu Maia Morgenstern, cu Magda Catone. Vreau să îi propun, după ce am o discuție cu buna mea prietenă, doamna Steiciuc, să vedem dacă zilele Matei Vișniec, o salut pe această cale pentru performanța de a se zbate ca Suceava să aibă acest festival de teatru, să devină unul și mai mare. Deci pe partea de cultură eu vreau să mă implic total, iar posibilitatea ca cel mai mare festival de teatru din țară să nu mai fie la Sibiu, asta voiam să zic, concurat Sibiul. Exact, să fie la Suceava, să fie în municipiul Suceava sau în același timp de o săptămână, Suceava, Humor, Câmpul Lung, Vatra Dornei. Eu cred că este foarte important, inclusiv pentru partea de turism, pentru că sunt momente când partea culturală poate compensa partea cu vizitatorii care vor și altceva. Deci din punctul ăsta de vedere, consider că putem să facem acest lucru. Dascălul Mihai Cioată trebuie să-și extindă proiectul la nivel județean. Cărțile terapeutice pe care le-am implementat în toate școlile din bazinul Dornelor, voi propune Consiliului Județean
Am avut pilot și la Vatra Moldoviței și la o școală din Suceava. Pentru toți copiii din județ, m-aș bucura ca aceste povestiri terapeutice să ajungă în fiecare școală. De la clasa 0, clasele 1-4. Pentru că acum e situația cu pandemia, dar e vorba de 4 ani. 4 ani, cărțile sunt spectaculoase și chiar sunt de folos devenirea acestor copii. Și dacă spuneai că am fost cel mai aspru critic al domnului Flutur, dar știi cum se spune, când critica e venită din inimă, e aur curat. Domnul președinte Gheorghe Flutur, împreună cu doamna prefect, cu doamna Mirela Domnicăi, când am făcut bilanțul în luna decembrie 2018, au fost împreună la Casa de Cultură, o casă plină de dascăli, de profesori, de părinți și de copii, și am fost foarte onorat că amândoi au venit la invitația mea și domnul președinte chiar a spus, domnul profesor a fost cel mai aspru critic al meu, dar nu odată, oameni buni, am luat în considerare atenționările pe care mi le făcea și am fost foarte onorat de faptul că am primit această medalie, era vorba de centenar atunci și am fost foarte onorat și am spus, uite, un om care s-a maturizat, un om politic care s-a maturizat, care nu e pătimaș, și care poate să realizeze ce înseamnă actul cultural și actul educativ. Prietenul nostru comun, domnul primar Viluț Mezdrea, prietenul meu și al tău, a spus, cum ați reușit, domnule profesor, să-i aduceți pe amândoi? Cred că e o calitate și asta. Cred că e o calitate și asta. Dincolo de arta discursului, a fi mediator în anumite situații este poate la fel de important ca multe alte lucruri care poate rămân undeva proiecte frumoase, dar fără finalitate. Iar a aduce lumea împreună, cred că este o calitate, iar lucrul ăsta eu mi-l propun în continuare. Ce fac mai departe pentru Țara Doamnelor? Am spus, aceste două proiecte la început de mandat, dar după ce voi avea discuțiile cu doamna Steiciuc, să vedem dacă acest proiect în perspectivă este viabil. Cât despre fiecare proiect al fiecarei comune în parte, aș vrea să vorbesc într-o emisiune următoare, poate chiar însoțit de doamna deputat Angelica Fădor. Sunt vitale deschiderile, nu doar pentru județul Suceava, pentru acele două autostrăzi în care nu că nu putem crede sau că trebuie să credem. Nu ne permitem să nu credem. Doarna trebuia să iasă dintr-o izolare și să nu uităm, în 2010 s-a inaugurat Suceava-Cluj cu acest 2017, apoi avem o deschidere fantastică spre Borșa, în sfârșit, ca infrastructură, și drumul spre Piatra Neamț este decent. Lucrul ăsta trebuie continuat cu Panaci Bilbor, cu Coșna Grădinița și cu acele două autostrăzi. Se lucrează. Se lucrează. Suntem grafic. Pentru că ne apropiem de final, domnule profesor. Ce trebuie să știe doarnenii și ce trebuie să știe locuitorii județului Suceava ca un mesaj în campanie electorală, pentru că suntem într-o perioadă electorală. Ce le transmiteți tuturor locuitorilor județului? Cred că e momentul să avem o voce comună. Toți. Țara Doamnei trebuie să aibă o voce la Suceava, o voce comună la Suceava. Și avem primar de ispravă. Îi știm foarte bine pe toți. Deci trebuie să fim o voce comună la Suceava. Iar sucevenii toți trebuie să aibă o voce comună, pentru că s-a văzut în aceste luni, s-a văzut în aceste luni că nu suntem atât de iubiți la București. Și nu ne rămâne decât să ne sprijinim noi între noi și să nu ne dezbinăm. Exact. De asta spun, lucrurile ca într-o familie, trebuie să fim discreți și să păstrăm lucrurile pentru noi dornenii, chiar lucrurile care nu ne plac, pentru că nu odată
în momentele de, știu eu, delicate, am preferat ori să nu scriem, ori să ne rezolvăm problemele pe plan local. Lucrul ăsta trebuie să-l facă și humorenii, și cumpulungenii, și sucevenii, toată lumea. Pentru că dacă noi vom rămâne în continuare ca acele galerii de fotbal care merg în străinătate la un campionat european de fotbal și încep să se bată unii cu alții, să nu fim surprinși că se uită unii la noi, se uită europenii la noi și nu înțeleg. Sucevenii trebuie să fie o voce, indiferent de conjunctura politică, campania trece, există viață și după alegeri și, așa cum am spus-o luând interviuri tuturor candidaților la funcția de primar, sincer, mă gândeam că puteam să fiu în postura de a fi candidat, dar, dragii mei, nu poți să câștigi la Vatra Dornei din postura de independent. Am încercat în 2012, mulți mi-ați spus să fac pasul spre politică, am făcut acest lucru și sunt convins că nu voi dezamăgi. Deci, plecând de la Vatra Dornei, Țara Dornelor și sucevenii, noi toți la oaltă, dacă vrem să fim, să reprezentăm mai mult decât am reprezentat până acum și nu doar să ne lamentăm că nu ne bagă București în seamă, că cei de pe Valea Prahovei au interese mari și au politicieni care susțin turismul din Valea Prahovei și noi rămânem izolați cu Bucovina noastră, haideți, oameni buni, să trecem cât mai decent prin această campanie electorală și să ne maturizăm cu toții, oamenii să vină la vot. Pentru că nu există o altă modalitate de a ne alege pentru 4 ani oamenii care să ne reprezinte. Să ne uităm și pe listele pe care le propun partidele, atât la Vatra Dornei cât la județ. Și da, merg până la capăt. Acum 8 ani știam că nu voi câștiga din postura de independent. Cu 3 luni înainte, Andrei Țăranu, politologul, mi-a făcut un focus group și mi-a spus: Mihai, dornenii nu votează un independent, și m-am luptat până în ultima zi de campanie, iar acum știu că voi ieși pentru că locul 7 este eligibil, dar voi face același lucru. Voi lupta până în ultima zi de campanie. Refuz ideea că am adversari politici, mă voi uita foarte atent la propunerile tuturor partidelor și tuturor candidaților. Voi susține oferta electorală a PNL, atât la Vatra Dornei cât și la județ, dar avem 4 ani în care să ne uităm atent la tot ce s-a propus constructiv pentru fiecare comunitate în parte, pentru municipiul nostru, pentru Țara Dornelor, pe care o iubesc atât de mult, și pentru această Bucovină fabuloasă. Vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu, eveniment. Eu îți mulțumesc tare, tare, tare mult, pentru că un astfel de interviu ne credibilizează și pe noi, să sperăm că vor veni și colegii de la Intermedia și alte trusturi de presă din județ. Îi voi face o invitație și doamnei deputată Angelica Fădor și domnului președinte Gheorghe Flutur, pentru că vreau să vorbim concret despre proiecte și ce să spun la final. Să închei cu urarea mea: oameni buni, să auzim numai de bine. Cred în continuare că o campanie electorală se câștigă cu inima și cu Dumnezeu și cred de asemenea că, da, atunci când vrei să faci bine oamenilor, riști și oprobiul public. Mi-l asum și, ce să spun, fie ca Dumnezeu să rămână alături de această zonă binecuvântată. Nu trecem printr-un blestem, Doamne feri, avem nevoie doar de un singur lucru: să ne cultivăm încrederea unii în alții. Eu îți mulțumesc atât ție, Raluca, cât și lui Cornel. Faceți o treabă extraordinară. Mulțumim. Și voi țin aproape de voi în acești 4 ani, din postura, de ce nu, de consultanți, poate, pentru că voi ați stat
la fiecare ședință de Consiliu Județean și poate că ați acumulat o experiență mai mare, așa cum am acumulat și eu, făcând aceste interviuri cu atâția primari, cu președinți de consilii județene, cu miniștri chiar, așa că eu voi ține mult la părerea voastră și în continuare sper ca oamenii să îmi dea votul, să treacă ușor peste posibila mâhnire că domnul profesor a intrat în politică, nu va mai fi vocea noastră ca om de presă, voi fi în continuare o voce chiar și în presă. Îți mulțumesc încă o dată drag. Și ce să zic, grijă mare de voi, oameni buni, grijă mare și voi.